pasă corectă copiilor din Academie, nu așa cum se întâmplă acum. Iată ce pasă bună pentru Petru Iancu, gol! 1-0, minutul 9, Gaz Metan deschide scorul. Petru Iancu marchează. Foarte bună acțiunea în flancul stâng al lui Gașpar, dacă am văzut bine, cel care livrează și pasa decisivă. Fără marcaj, de la 11 metri, cu latul simplu, ureche. Nu știu de ce a plonjat el așa în partea cealaltă.